Guvernul cipriot va subvenționa facturile la electricitate pentru a depăși criza energetică. Costurile ridicate la utilități și energie au afectat activitatea întreprinderilor și au scăzut considerabil nivelul de trai al ciprioților. Potrivit Eurostat, Cipru este a treia țară europeană după Franța și Kosovo, care oferă cea mai scumpă energie electrică consumatorilor casnici. Facturile la energia electrică au crescut cu aproximativ 60% față de anul trecut. Guvernul cipriot a anunțat un pachet de sprijin de 350 de milioane de euro pentru atenuarea efectelor crizei energetice și a creșterii costului vieții. Cu toate acestea, întreprinderile mici se confruntă cu provocări serioase, în special din cauza prețului energiei electrice. Unii proprietari se tem că vor falimenta. Din păcate, războiul a adus probleme semnificative. În primul rând, o creștere uriașă a prețurilor la combustibil și energia electrică. Costurile energiei sunt insuportabile. Ne confruntăm cu probleme teribile în fiecare sector. În Cipru am avut o creștere înfricoșătoare a costului energiei electrice. În ultimele două luni, acest magazin de 27 de metri pătrați a plătit o factură de 3.260 de euro. Trebuie să adaug că afacerea noastră a scăzut la 30% față de 2019, care a fost cel mai bun an al nostru înainte de pandemie. S-au mărit cheltuielile pentru căldură. Pentru încălzirea locuințelor, ciprioții folosesc în mare parte cazane care funcționează cu păcură, costul căreia s-a dublat deja. Iar opțiunile alternative de încălzire nu sunt cu mult mai ieftine și prețurile lemnului de foc s-au dublat. Oamenii sunt îngrijorați de inflație și, deși guvernul a luat măsuri de sprijin, mulți se tem că nici măcar sfârșitul războiului din Ucraina nu va duce la scăderea prețurilor.